Eu mă numesc Glan Țaion, sunt elev în cadrul unui colegiu din Chișinău și la moment tranzacționez. Adică am trecut cursurile de pregătire în cadrul companiei Double Case. Eu la Double Case am recomandat unui prieten, deci el mi-a spus despre posibilitatea asta de a lucra la Brokeback Pelerón. Am luat hotărârea aceasta de a veni totuși la un interviu, de a discuta care sunt posibilitățile. Și de Brokeback Pelerón am aflat la recomandarea unui prieten. El mi-a spus despre Double Case, despre compania de consultanți care pregătește traderi. El totuși mi-a spus despre posibilitatea de a te angaja la Brokeback Pelerón, ce salariu poți să câștigi aici și de ce să nu vin să încerc, totuși este, poate primele patru lecții sunt gratuite și de ce să nu profit de această ocazie. Deci când am venit să fac cursurile, mi s-a părut că la început așa eram tot confuz că cursurile, adică o să fie ceva greu, dar nu a fost, adică este un curs foarte complex, un curs foarte care te pregătește foarte bine pentru a susține examenul. Ce ține de examen, nu pot spune că a fost un examen greu, dar dacă înveți și depui străduință, este posibil să o susții și este posibil să obții și angajarea. Deci prima tranzacție în contul care l-am primit a fost o tranzacție pe EURUSD, o tranzacție care m-am gândit dacă s-o deschid sau nu. Și am deschis-o totuși o tranzacție, stați că am văzut altceva. Deci prima tranzacție care am deschis-o a fost pe cotația EURUSD. A fost o tranzacție, chiar m-am gândit foarte bine înainte să o deschid, pentru că prețul era la un nivel foarte înalt, adică cum merge tendința descendentă, prețul era la un nivel de suport. Prima tranzacție care am deschis-o a fost pe cotația EURUSD. Mă gândeam înainte foarte bine ce tip de tranzacție se deschide, euro, sell sau buy. Totuși prețul era la un nivel de rezistență. Și am decis totuși să deschid o tranzacție de buy, pentru că, cum am văzut și la Market Discussion, se prognoza ca prețul totuși să crească. Și nu am greșit cu această tranzacție, totuși tranzacția mea s-a închis în take profit și mă bucur pentru asta. Sincer, emoțiile am învățat la curs cum trebuie să le gestionez corect, nu am avut așa mari emoții ca prima tranzacție, dar totuși emoții sunt. Și chiar mulțumesc pentru aceasta doamnei Valentina, pentru că ne-a învățat cum să gestionăm corect emoțiile la cursul care ne-a pregătit. Deci celor care au emoții și care stăm să investească, totuși emoțiile este ceva natural care le avem în organismul nostru și care trebuie cumva depășite, că trebuie să trecem prin asta. Și ca să investească, totuși este un pas care trebuie să-l facem în viață, pentru că toți dorim un venit pasiv în viețile noastre, dorim ca să trecem la un nivel mai înalt și da, adică trebuie să facem acest pas. Deci primele patru lecții care le-am trecut, la început nu erau foarte neclar, adică domeniul, eu am zis că deci este un domeniu nou pentru mine, dar cu lecția așa cum am trecut, a fost chiar pe înțelesul meu, adică doamna Valentina s-a străduit chiar la un nivel foarte înalt să ne predea cursul, ca noi să înțelegem asta mie și colegilor mei. Foarte practic, mi s-a părut tot așa de la început confuz, nu știam tot bine, dar doamna Valentina, cum spun, a fost un consultant chiar foarte, foarte bun, ne-a ajutat ca să trecem peste asta, că cine o explica, ce nu am înțeles, chiar următoarea lecție ne explica ce nu am înțeles și recapitulam, adică foarte bine mi-a plăcut cum a fost partea practică. Da, deci cred că tot negativul acesta care oamenii l-au în minții lor, tot se formează din experiențele care poate unii oameni, ne venind aici la Double Case și trecând cursurile, cred că din cunoscuți sau celor care nu le-au plăcut ceva, spun informații negative, la rândul lor le ascultă și tot au niște păreri foarte negative, ei la rândul lor, ne venind aici sau să vadă în ce constă cursul, în ce se predă aici și cred că de asta totuși oamenii au aceste păreri negative despre cursuri și anume despre investiții, despre venit pasiv sau în general despre bani, bani ușor, că la noi este așa mentalitate că bani ușor nu există, adică pentru bani trebuie să muncești din greu ca să-i obții. Planuri de viitor cu Brokeback Pelerón, adică vreau să trec contractul pe 6 luni care l-am semnat, vreau să trec această perioadă, după care dacă am destui bani vreau să trec cont personal, să încerc tot cu Brokeback Pelerón, adică este un broker foarte de încredere, cum și spune pe publicitate. Și cred că o să mă descurc, chiar sunt încrezut în mine, că o să trec acest contract de 6 luni și am posibilitatea să încep cont personal. Deci aș recomanda tuturor tinerilor care sunt, mai ales studenți, să vină să profite de aceste 4 lecții gratuite, să vadă dacă le aduce plăcere domeniul, da, dacă sunt interesați, după care să treacă la partea practică, chiar și pentru angajare sau chiar pentru cont propriu. Adică este un domeniu foarte interesant, un domeniu, aș spune, ușor, dacă înțelegi, dacă oferi timp pentru a te educa și pentru a înțelege chiar dacă dorești.